Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi din studioul Digi24 este domnul Edmund Niculușcă. E consilier al primarului Capitalei Nicu Șordan, dar și director adjunct al Direcției de Consolidări din Primăria Capitalei. Bună ziua și mulțumim că v-ați făcut timp să veniți. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Alături de mine, ca de obicei, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Niculușcă, înainte de a trece și de a intra în aparatul de stat, da, în zona asta de consolidări, dumneavoastră ați fost ani de zile activist și în zona societății civile. Sunteți, pentru cei care nu știu foarte bine, unul dintre oamenii care organizau acele tururi frumoase prin București și le povesteau concetățenilor noștri despre istoria acestui oraș. Treceați, desigur, atunci și pe lângă multe clădiri istorice ce stau să cadă sau nu sunt consolidate, renovate. Și înțelegeam de la an la an, cred, faptul că putem deveni ultimii martori ai acestui oraș. Pentru că Bucureștiul se află, cred, în cea mai vulnerabilă situație de când există. Și da, mi-am dedicat, să zic așa, cam 15 ani. Am început la 16 ani toată povestea. 15 ani din viață Bucureștiului, proiectelor pentru București, pentru salvarea clădirilor. Sigur că totul a început cu tururile ghidate, dar apoi a crescut și echipa în jurul meu și am început să inventariem clădiri, să propunem ameliorarea unor regulamente de zonă construită protejată, să protestăm pentru clădiri, să obținem bani pentru ele. Chiar și protestând, o făceați din afara sistemului. Acum sunteți în interior. Ce s-a schimbat? Cum se văd lucrurile din interior? S-a schimbat totul și m-am gândit mult dacă să fac pasul ăsta și mă gândeam atunci când a venit această propunere, m-am gândit mult să refuz. Doar că mi-am spus că am stat prea mult pe margine și am spus de prea multe ori cum ar trebui făcute lucrurile, ca acum când mi se dă ocazia să le fac altfel, să spun că nu mă bag. Și m-am băgat și mi-am dat seama și îmi dau seama că e mult mai dificil decât credeam, că am fost mult mai necruțător decât era cazul în anumite momente și că viteza în administrație e o viteză mică, ca să spun așa. Lucrurile merg greu spre foarte greu, cel puțin momentan. Și da, într-adevăr, e cu totul diferit și foarte provocator în fiecare zi. O să încep cu o întrebare mai generală. Probabil ați fost întrebat de-a lungul timpului de ce iubiți Bucureștiul. Sau, ca să reinterpretez această întrebare, cum puteți iubi un astfel de oraș? E un oraș care are, în ciuda tuturor problemelor, enorm de mult potențial. E un oraș care nu e monumental, nu e un oraș, și dacă l-am restaurat în totalitate zona istorică a lui, nu ar fi nici Viena, nici Paris, nici New York și nici, nu știu, Budapesta. E un oraș unde viața veche, felul în care s-a dezvoltat, organicitatea lui e cumva unică și aici stă de fapt potențialul enorm și cred că motivul pentru care industriile culturale și creative sunt azi atât de vii în acest oraș și supraviețuiesc în ciuda pandemiei arată că e un potențial enorm în felul în care comunitățile din acest oraș se pot organiza, pot trăi în interiorul lui. Toate străzile alea, Icoanei, Mântuleasa, sunt străzi de secol 19 într-un oraș de secol 21, cu curți în spate, cu curți adânci, cu pomi fructiferi, încă miroase frumos, sau doar primăvara mai miroase frumos în București, pentru că e un oraș patriarhal care continuă să supraviețuiască în ciuda tuturor lucrurilor. Și ăsta, potențialul e și turistic, deci și economic, e și cultural, și cred că de asta nu prea știu să răspund. Sunt bucureștean de multe generații și cred că de aici vine
pasiunea e o iubire dureroasă și toxică în același timp. În ultimul timp miroase mai ascuțit a gunoi și sunt foarte mulți bucureșteni care spun că orașul arată foarte prost. Sunt este un oraș murdar, spart, care miroase a gunoi. Cum vedeți? Că lucrați la primărie. Cum vedeți orașul prin care mergeți în fiecare zi? Orașul București e în pragul sau e un oraș în precolaps. Așa arată și așa l-am preluat în urmă cu 6 luni. Cu o datorie enormă în buget, cu instituții în care competența nu e criteriul numărul 1, din păcate, dar cu o echipă încă mică de oameni care își doresc să miște lucrurile și să le facă să funcționeze. Și aici vorbesc mai ales în ceea ce mă privește. Am intrat singur în administrația pentru consolidări, dar iată că după 6 luni reușesc cu greu să fac loc prin concurs unor oameni foarte pregătiți. Arhitecți, ingineri, structuriști. Dar nu existau oamenii ăștia în această administrație, administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Asta este titulatura instituției pe care o conduceți. Nu existau oameni competenți acolo când ați ajuns? Dacă îmi cere să fiu onest, o să spun că erau poate prea puțini cei cu care puteam să fac echipă și cu care să pot lucra. Nu știu cum e în alte instituții subordonate primăriei, dar în mod evident la administrația pentru consolidări nu erau cei mai pregătiți oameni și dacă lucrurile s-au mișcat în anii trecuți e pentru că erau mulți bani și lucrurile pur și simplu mergeau înainte. Acum ne-am trezit într-o situație în care sunt multe probleme și foarte puțini bani. Când spuneți că erau mulți bani, adică oamenii câștigau mulți bani în administrația asta? Erau mulți bani pentru consolidări. Aveam, de pildă, anul trecut, 2020, cred că au fost undeva la 140 de milioane de lei bugetul pentru dezvoltare, secțiunea de dezvoltare, deci de investiții la administrația pentru consolidări. 140 de milioane de lei, anul ăsta avem doar 35 de milioane de lei. Deci era mai bine pe vremea doamnei Firea. Erau mai mulți bani. Păi, dacă erau mai mulți bani, înseamnă că era mai bine. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, o să vedem că nu se performa neapărat. Nu era mai bine. Era... Acum trebuie făcută ordine dacă vrem să avansăm și dacă vrem să avem rezultate. Spuneți-ne concret ce ați găsit în instituție când ați intrat și care au fost primele lucruri care v-au surprins? M-au surprins contractele adiționate și de 5 ori pe o clădire de secol XIX din centru istoric, strada franceză 30, unde contractul pleacă de la 3 milioane și ajunge undeva la vreo 10. Dar știți și dumneavoastră, când renovezi un apartament, niciodată nu-ți iese prețul pe care l-ai negociat cu muncitorii. Sunt de acord, dar a fost și corpul de control al primarului general. Așa? Să verifice. Așteptăm cu mult interes concluziile acelui raport. S-au băgat enorm de mulți bani în clădiri în care nu locuiau oameni. Pe strada Blănăr s-au consolidat restaurante. Bune și alea, puține. Pentru că dacă era un pericol să cadă peste oameni, este bine că s-a consolidat totuși ceva. Sunt de acord, însă ordonanța 20 după care funcționăm noi spune că prioritar și criteriul fundamental pentru consolidarea clădirilor sunt blocurile de peste 3 etaje cu foarte mulți locuitori în ele. Ori, din păcate, nu avem foarte multe exemple din trecut în legătură cu asta. Acum ne luptăm să pornim niște blocuri cu 100-120 de apartamente, ceea ce e un pas enorm. În ultimii 4 ani s-au făcut, afară de acele restaurante, blocuri cu câte 20, 8, 30 de apartamente. Avem un bloc mare în șantier Știrbei Vodă 20, care are 8 etaje.
însă e, cred că, singurul exemplu de bloc înalt, mare și important unde s-a intervenit și se intervine. Haideți ca să avem o imagine completă, o fotografie din avion a Bucureștiului. Câte clădiri au fost consolidate în București în ultimii ani? În ultimii ani? În ultimii ani, da. Luați dumneavoastră un interval de referință. În ultimii 4 ani sunt finalizate, aș spune, dar nerecepționate, undeva la 6 clădiri. 6 clădiri. Câte clădiri ar avea nevoie de consolidare în acest moment în București? Conform listei oficiale, peste 1400 de clădiri sunt încadrate în clasa 1 de risc seismic, în urgență 1, 2 și 3. Dar există un dar. Dar ele nu sunt toate cele care au nevoie de consolidare. Știm cel mai probabil că sunt undeva la peste 20.000 de clădiri care au nevoie de consolidare, de reparații, conform unui raport vechi din 1978. Din păcate, nici din 77 încoace, nu s-a, până în 90, nu s-a făcut mare lucru și există acest mit că după cutremur s-au consolidat clădiri. Și spun mit pentru că nu e adevărat această informație. Au fost doar reparate, adică puse în siguranță. Adică ele stăteau să cadă, iar Ceaușescu a decis să le repare ca să poată intra cât mai repede oamenii înapoi în ele. Ori în iulie 1977, tot Ceaușescu, la câteva luni după cutremur, e cel care spune că toate lucrurile de reparații se opresc. Pentru că erau costuri enorme și paguba fusese de undeva la 5 miliarde de dolari. Era enorm pentru bugetul de atunci. Și acolo ne oprim cu istoria reparațiilor și consolidărilor, care repornește după anii 90 foarte greu și care ne duce situația în care... Dumneavoastră, în 2021, câte clădiri veți termina? Și o să vă rog să răspundeți la această întrebare după o scurtă pauză. Luăm așadar o pauză și ne întoarcem. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Edmund Niculușcă este invitatul zilei de astăzi, consilier al primarului Capitalei Nicu Șordan și director al în zona de consolidări în primăria Capitalei. Vă întreba înainte de pauză, Florin, următorul lucru. Câte clădiri veți consolida dumneavoastră în 2021? De finalizăm, nu o să finalizăm, nu avem cum să finalizăm ceva în jumătate de an. Vom recepționa, am demarat recepțiile la o serie de clădiri începute în anii trecuți pentru a reloca unde e cazul oameni înapoi în case. Apoi eu le-am spus și colegilor mei din administrație și echipei pe care am format-o acolo că îmi doresc să pornim în anul 2021 măcar 9 imobile mari. Din cele 9 imobile mari, 4 dintre ele sunt foarte avansate. Adică în acest moment în care eu vorbesc, lucrăm la ultimele detalii cu proiectanții pentru a le scoate în licitație aceste imobile și vi le și pot spune. E vorba de Boteanu 3A3B, care are aproape 98 de apartamente, Victorie 101 A și B, din nou două corpuri, care are și el 102 apartamente, Carol 1-63, care are undeva la 40 de apartamente, Dionisie Lupu 55, Bălcescu 32-34, Schitu Măgureanu 3 și așa mai departe. În zona de rezidențial. În zona de rezidențial. În zona de apartamente, clădiri, unde sunt care oameni. Aveți și clădiri publice pe lista de imobile care vor fi consolidate? Pe lista de clădiri publice am identificat undeva la 12 imobile, unele dintre ele celebre, cum e Pinacoteca Statului, cum e de pildă Muzeul Tătărescu, care e închis de ani de zile,
cum e Palatul Creditului Funciar Rural din strada Doamnei, și el aflat într-o stare de degradare avansată. Și pe lista asta de 12 imobile se află și câteva imobile pe care am vrea să le expropriem. Și vorba în primul rând de Hanul Solacolu, care poate să cadă oricând peste linia de tramvai și peste Calea Moșilor, una din cele mai vechi clădiri din centrul Bucureștiului, pe care ne dorim să le expropriem și pentru care suntem pregătiți, după votul Consiliului General, să facem toți pașii pentru a-l pune în siguranță. După expropriere vom face imediat punerea în siguranță, pentru care avem banii alocați, pentru care avem făcut caietul de sarcini, lucrat foarte bine cu experții de la Institutul Național Patrimoniului, urmând ca, după punerea în siguranță, să avem la dispoziție un an să pregătim proiectarea lucrărilor de consolidare și restaurare și refuncționalizare. Ce vreți să faceți acolo? Este, așa cum spuneți dumneavoastră, una dintre cele mai vechi clădiri din București. Este o rușine pentru orașul ăsta. Mai stă în zidul, în fațadă, această clădire, și este un pericol public în momentul ăsta. Un pericol Ce public. Se va întâmpla acolo? Ne dorim să, de asta nu ne grăbim cu lucrările de consolidare și punem întâi în siguranță și apoi facem lucrările. Va fi clar un spațiu de 6400 de metri pătrați care aparțin primăriei capitalei. Eu ce mi-aș dori, dar aici va fi o discuție mai amplă cu Ordinul Arhitecților, cu Institutul Patrimoniului, cu Direcția de Cultură, mi-aș dori să băgăm acolo tot ce înseamnă industrii culturale și creative, poate o sală de expoziție sau o sală de microcinema, o sală mai mică de cinema. Pentru că Bucureștiul nu mai are cinematografe, pentru că Bucureștiul nu oferă suficiente spații industriilor culturale și creative. Și cred că pe Calea Moșilor, unde erau meșteșuguri, negustori și așa mai departe, e foarte potrivit ca o continuitate să... Apropo de cinematografe, blocul Aro, cinematograful Patria, da? De pe Magheru. Un monument istoric de valoare națională. Stă închis de 10 ani, cred. Este o clădire care pică la un cutremur mic. Ce faceți cu ea? Nu e pe lista de 9 clădiri pentru 2021, dar e pe lista de dedesubt, ca să spun așa. Să nu spuneți că a picat prima sub linie. Nu. Dacă lucrurile se mișcă repede și vi le explic, urcă peste linie. Am convins primăria sectorului 1 să dea o hotărâre de consiliu local să-l dea în administrare primăriei capitalei, pentru că era la sectorul 1. Primăria pregătim acum o hotărâre de consiliu în această vară pentru preluarea clădirii, mă rog, a cinematografului, de fapt, în administrarea primăriei capitalei, Consiliului General. În paralel, am început să notificăm diversi proprietari de acolo și sunt tot în jur de 100, nu știu să vă spun exact, 100 de apartamente. Și am început să ne întâlnim cu acești proprietari și să discutăm expertiza și așa mai departe. Expertiza tehnică, au fost făcute 3 expertize, deși știm toți că acea clădire cade. Din ce ne spuneți, durează foarte mult. Spuneți-ne, când ar începe efectiv lucrările de consolidare, de renovare pentru această clădire? Eu îmi propun la finalul primăverii următoare, cred că vom fi gata cu tot ce înseamnă documente, convenții semnate cu proprietarii. Deci când începe să se lucreze? În vara anului viitor. În vara lui 2022. Da, e o prioritate pentru că e o clădire emblematică și cred că dacă reușim să o facem, e un semnal important că lucrurile încep să meargă pe drumul cel bun. Domnule Niculușcă, merg foarte greu aceste proceduri. Nu există nicio altă cale de a face un cadru chiar și legislativ astfel încât să reușești, sigur, respectând drepturile proprietarilor din clădiri, mai ales astea rezidențiale, dar să faci astfel încât să nu mai dureze un an de zile doar pregătirea actelor. Cred că lucrurile merg greu pentru că au fost făcute greșit la început. Avem 10 de imobile unde lucrurile au pornit greșit în anii 90. Sunt expertize, sunt proiectări făcute odată, de două ori, de trei ori.
ne trezim în 2021 că trebuie să reluăm totul. Ce mi-am propus pentru anul 2021 e să fac ordine în aceste lucruri, ca apoi lucrurile să meargă mai repede. Dacă reușim ca anul ăsta să pornim 9 clădiri, să spunem, dintre care 6 rezidențiale, la anul vom putea face între 12 și poate chiar 20. Cred că va crește ritmul, pentru că, de fapt, problema este resursa umană în administrație, transparența și claritatea. Oamenii, există și acest pit. Eu, adică n-am crezut... Știți câți ani vor trece până la 1400 de clădiri? Ca să nu mai spun de 20.000. Știu. Dar o problemă veche de 40 de ani nu se poate rezolva peste... Realist vorbind, la un cutremur asemănător celui din 4 martie 1977, câte clădiri cad și câți oameni vor muri în București? Conform unui raport oficial, undeva în jur de 30.000 de oameni. Însă scopul nostru e să reducem cât de mult putem acest număr. Știu că, de fapt, numărul victimelor. Când am ajuns în administrație, n-am crezut că, de fapt, e o problemă, e un război aproape pierdut. Pentru că luptă cu timpul. Noi nu avem cum să mărim ritmul mai mult decât oricât ne-am dorit. Și o să mai vină un val de oameni buni. Și când spun buni, sunt foarte buni oamenii pe care i-am adus lângă mine. Cu toată bunăvoința lor și cu toate orele de muncă, nu reușim să creștem ritmul mai repede. Și dacă l-am crește, avem probleme cu betonul, cu fierul. Istanbulul și-a propus să consolideze tot. Și când vorbim de Istanbul, vorbim de o putere, cel puțin economică, enormă. Și nu reușește să facă mai mult de 100 de clădiri pe an, să pornească șantierul la mai mult de 100 de clădiri pe an. Ce ne propunem e să scădem de la 24 de luni lucrările de consolidare la 12-16 luni. Deci să micșorăm și acest termen. Lucrez acum împreună cu echipa mea la o situație incredibilă. Blocul Lucian 12C, în cartierul Mântuleasa. Oamenii ăia sunt plecați din imobil din anul 2005. În 2008 au început lucrările de consolidare care au ajuns la etajul 2 din 4. În 2020, compania municipală Consolidări a intrat în acel imobil, a pregătit șantierul și apoi am fost obligați în lipsă de bani și pentru că aveam blocate conturile, să dăm ordinul de sistare a lucrărilor. Acum facem un audit și sper ca între alea 9 să existe și să se numere și Lucian 12C, pentru a repara, a termina acel bloc, în 6 luni e gata și a aduce oamenii înapoi în bloc. Ce s-a întâmplat însă cu blocul e mult mai afectat decât era înainte. Nu are pază, a fost ocupat abuziv de-a lungul timpului, este o poveste ireală și nu cred că e singura. Există bani în PNRR pentru consolidări. Am făcut toate eforturile să o parte fim acolo. Ar trebui să ajungă în București, nu? Asta va depinde de apelul de proiecte. Ministerul Dezvoltării înțeleg că va organiza undeva la 2 apeluri de proiecte pe an. Sunt prevăzuți bani pentru consolidări din valul renovării, din păcate doar 10%, pentru că se vorbește foarte mult de tranziția verde, dar noi nu avem pe ce să facem această tranziție verde, pentru că Bucureștiul e infrastructura orașului sau fundul construit al orașului e praf. Însă din acest 10% sperăm să luăm cât mai mult, pentru că Bucureștiul e cel mai vulnerabil. Avem proiecte mature care sunt eligibile din punctul nostru de vedere. Nu așteptăm acei bani. Noi mergem mai departe și soluționăm problemele cu proprietarii, soluționăm chestiunile cu proiectanții, astfel încât să fim cât mai aproape gata de demararea lucrărilor de consolidare. Și sigur, noi am împărțit Bucureștiul sau centrul Bucureștiului în 5 zone de acțiune antiseismică, care
adunau undeva la 86 de imobile, dintre care 72 rezidențiale și restul instituții publice. Dacă banii din PNRR nu vor fi suficienți și nu sunt, în mod evident vom susține de la bugetul local. Ministerul Dezvoltării are programul național de consolidare și eu sper să reușească să modifice ordonanța 20/94, că de aici pleacă multe probleme și de asta nu s-a consolidat mai mult. Haideți să ne explicați ce cu această problemă legislativă legată de această ordonanță. Mai întâi luăm o pauză și ne întoarcem. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Edmund Niculușcă este invitatul zilei de astăzi, consilier al primarului Capitalei și șef al director adjunct al direcției care se ocupă de consolidări. Ăsta este, de fapt, subiectul despre care vorbim astăzi. Ne spuneți așa, e o problemă într-o ordonanță din 94, acea ordonanță care blochează sau încetinește foarte mult procesul de consolidare al clădirilor vechi. De fapt, problema cea mai mare e faptul că avem o ordonanță și un program de consolidare național care e anual. Dacă am reușit să rezolvăm această problemă de a face, de fapt, acest program multianual, lucrurile ar fi foarte, foarte simple. Dacă ne uităm acum, suntem în luna iunie. Încă nu s-au semnat contractele de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Programul e anual, deci dacă am semnat contractul de finanțare, noi în noiembrie ar trebui să prezentăm situația de lucrări, să stabilim, să facem plățile și așa mai departe. E foarte greu să te încadrezi, să construiești de fapt un program de consolidare la nivelul orașului, cu toate problemele lui, într-un program anual. Era o promisiune și eu sper că se va întâmpla asta, să modificăm acest program, să modifice Ministerul Dezvoltării acest program, să-l facă multianual și să... A fost o dezbatere amplă, s-au adus multe argumente și cred că dacă se modifică lucrurile astea, va fi mult mai simplu. Ministerul Dezvoltării vorbea despre faptul că ar trebui să le facem finanțări nerambursabile, aceste consolidări. Eu nu cred neapărat în varianta asta, pentru că o să ne trezim în momentul în care nu vom mai avea bani și nimeni nu o să mai vrea să plătească prețul consolidării. Cum s-a întâmplat, cum se întâmplă de fapt, pe legea fațadelor. Bucureștiul arată rău și de asta. Pentru că toată lumea are impresia că primăriile de sector pot face orice fel de fațadă gratuitori. Una e înveloparea termică, eficientizarea energetică cu polistiren și alta e restaurarea unei clădiri dintr-o zonă construită protejată. Apropo de asta, da, nu trebuie să facă statul tot. Veniți din societatea civilă și știți că este foarte important ca și oamenii să fie cointeresați și atunci când sunt și ajutați sau stimulați sau neîncurcați, pot face lucrurile pe care poate să le facă statul. Poate chiar și mai bine. Uite, vă dau un exemplu. Este o stradă în București, se numește Episcop Radu, fosta stradă a Birjarilor și acolo se află o clădire foarte frumoasă. Poate o știți, sigur o știți. Este o casă care are o statuie, un cavaler cu armură. O statuie de 3 metri. Este fosta casa lui Alexandru Dimitriu, un tinichigiu ornamentist din Interbelic. Și proprietarul acelei case, mergeam pe stradă, am vorbit cu el, spune, mă chinui de 5 ani să consolidez, să renovez fațada. Legislația asta, foarte stufoasă, foarte restrictivă, practic îi împiedică pe oameni să facă lucrurile astea. Nu ar trebui schimbat ceva aici? Am schimbat deja. În urmă cu o lună am avut în dezbatere publică programul municipal de restaurare, primul program de finanțare pentru clădirile istorice și imobilele aflate în zone construite protejate și ansambluri de arhitectură clasate. Am creat un program prin care vrem de fapt să ajutăm și pe cei care au astfel de clădiri, pentru că nu exista
Legea 422 nu a fost aplicată niciodată. Ei trebuie să meargă într-un singur loc. Ei au nevoie de foarte multe avize de la foarte multe instituții care se reunesc o dată pe an, nu comunică între ele. Administrația pe care o reprezint își propune ca de la finalul acestui an să se ocupe de tot ce înseamnă documentații, avize, autorizații, certificate de urbanism. Pentru că sunt oameni care vor, unii care au chiar posibilități financiare, dar care se încurcă total în hățișul acestor hârtii, documente, avize, comisii și comitete prin care trebuie să treacă. Programul Municipal de Restaurare își propune să facă și asta, să ia din sarcina pe cheltuiala noastră, să ia din sarcina proprietarilor tot ce înseamnă acest proces birocratic. Să facem proiectarea, să facem tot ce înseamnă documentația. Bun, și ce înseamnă asta? Vă dați seama, vorbim de 5 ani. Omul ăla și-a pierdut 5 ani din viață încercând să obțină niște avize ca să-și consolideze fațada casei lui. Acum, să spunem că are posibilitatea financiară de a face renovarea. În cât timp îi dați toate avizele și ok-ul să înceapă construcția? Odată ce veți schimba regulile. Trebuie în 30 de zile și asta se poate întâmpla dacă și lucrez la asta și lucrăm la asta. Și deja avem o linie directă cu direcția de urbanism. Din primărie, noi fiind administrație, suntem subordonați primăriei. Creăm o linie directă cu Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Deci tot ce înseamnă avize, certificate, autorizații, se simplifică prin intervenția noastră. Și bănuiesc că impuneți și anumite standarde de lucrări. În mod evident, lucrări. Programul Municipal de Restaurare își propune, dincolo de povestea cu hârtiile, documentele și așa mai departe, și să financeze lucrările, dar totul e, desigur, pe bază de criteriu. Sunt mai multe criterii, de fapt. Unul dintre ele e ăsta, să fie monument sau să fie într-o zonă construită protejată. Doi, să existe și o contribuție a proprietarului. Trei, să creeze, poate, să asigure mentenanța imobilului. Pentru că dacă degeaba băgăm bani, dacă nu știm cum se întreține un imobil, monument istoric sau un imobil aflat într-o zonă construită protejată. Sau pune termopane. Exact. Calitatea lucrărilor trebuie și ea respectată, faptul că e zonă construită, protejată, regulamentul și așa mai departe. Mare parte din București este compus din blocurile acelea industriale, le știm cu toții, 4 etaje, 10 etaje. Cât de sigure sunt aceste blocuri? E un subiect despre care nimeni nu vorbește. Unele sunt construite după 77. Da, dar sunt multe construite și înainte de 77 și nimeni nu vorbește despre fondul construit care a fost ridicat între 1948 și 1977, după normative sovietice care n-au nicio legătură cu tremurile vrâncene. Normativele sovietice nu erau proaste pentru că erau sovietice, sunt proaste pentru zona Vrancea. Cutremurile vrâncene afectează clădirile înalte, mai înalte de 4 etaje. Cutremurile din Uniunea Sovietică sau, mă rog, din Rusia de azi sunt cutremure de suprafață, deci afectează clădirile mici. S-au construit clădiri înalte pe normative sovietice. Celebrele blocuri din drumul Taberei, OD, unul dintre ele s-a prăbușit în 77, altul are risc seismic. De fapt, avem un fond construit foarte vulnerabil și puțină lume știe că, de fapt, și blocurile din anii 60 și din anii 70 sunt foarte prost construite. Ce e sigur este ce e după 1978. S-ar putea să enervez și să pară că vreau să alarmez lumea, dar cred că suntem datori să vorbim despre vulnerabilitatea Bucureștiului. Pentru că, în mod evident, nu... Mai vine o idee și vreau să o spun. Dacă expertizăm un imobil din anii 70 sau 60, ele erau proiectate la fel, erau mai multe asemănătoare. Deci noi, dacă facem expertiza la 1, o să avem imaginea pentru toate. În mare parte. Pe când la interbelice trebuie să le expertizăm pe fiecare dintre ele ca să avem imaginea corectă despre fiecare dintre ele. Haideți să schimbăm discuția spre ceva mai luminos, mai optimist. Îmi place ce ați făcut pe Calea Victoriei.
sâmbăta și duminica ați închis circulația automobilelor în diverse părți ale orașului, Calea Victoriei fiind o cale pietonală în weekend. Întrebarea este, de ce doar în weekend? Până nu vom avea o centură, nu avem nicio șansă nici măcar să punem încă o trecere de pieton pe Bulevardul Maghiaru. Pentru că nu avem culoare de trecere nord-sud, din păcate. Sigur că sunt foarte pasionat de oraș și atunci discut și cu consilierii primarului pe celelalte subiecte. Și am avut o discuție foarte bună pe ceea ce înseamnă transport și mobilitate. Și discutam dacă n-ar trebui totuși să facem trecerea aia de pieton de la Cinema Patria, care a fost desființată cu mulți ani în urmă. A fost și un puz acolo, Șerban Sturza, Ordinul Arhitecților. Tot ce înseamnă Street Delivery are legătură cu acea traversare. Acolo era și un proiect subteran. E și un proiect subteran, desigur. Și am întrebat, n-am putea totuși să punem acel semafor cu regulile care, cu tot ce înseamnă avize și așa mai departe. Și mi-a spus, am blocat Bucureștiul. Nu suntem pregătiți încă să avem artere atât de mari. Bun, nu închideți Calea Victoriei, înțeleg, e nevoie și de mașini. Dar străzi mai mici. De ce există. Nu le faceți pietonale? De pildă, zona Icoanei. Vă place foarte mult, vă pasionează. Ați luptat pentru cartier, ați luptat pentru școala centrală. Sunt niște străduțe acolo, foarte pitorești, cred că, care ar putea fi transformate în străzi pietonale. Cred că asta se va întâmpla în acest mandat. Sunt aproape sigur. Suntem singurul oraș care nu a făcut aproape niciun proiect din PIDU, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. S-au dat autorizații, au fost semnate de primarul general, autorizațiile pentru anumite zone din acest PIDU, care propune pietonalizarea sau reducerea traficului în centru pe anumite străzi, cum e Edgar Chine, cum e strada Ion Brezoianu, cum e în zona Sălii Palatului Luterană, cum e în zona Amzei, care și ea se cere a fi pietonalizată. Deci se fac pași și cred că în acest mandat, în această perioadă de 3 ani jumate, se vor întâmpla aceste lucruri. Însă avem nevoie să fim, nu cred că suntem un oraș pregătit pentru asta. Ne dorim, dar nu sub geamul nostru. Și o spun știind foarte bine discuțiile pe care le-am avut doar pentru pietonalizarea temporară. Să se întâmple, dar nu aici. Luăm o nouă pauză, ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta, ultima parte a acestei discuții. Domnul Edmund Niculușcă este invitatul zilei de astăzi, consilier al primarului Capitalei și director adjunct al zonei de consolidări din primăria Capitalei. Spuneți-mi un lucru. Dumneavoastră, înainte să ajungeți în administrația statului, ați fost în zona de societate civilă, pasionat de București. Care e, în opinia dumneavoastră, cea mai frumoasă clădire din capitală? Cea mai frumoasă clădire? Mi-e greu să spun asta, dar aș spune că cea mai conservată și mai frumoasă zonă a ajuns să fie Mântuleasa și Popa Soare. Apoi Icoanei, apoi altele, prin grădinile, curțile adânci despre care vorbeam la început, clădirile neoromânești, blocurile, vilele cu apartamente, cum le numeau interbelicii, blocurile Art Deco. Deci aici m-aș învârti, ca să spun așa. Cu bastonul prin București este un proiect care va continua? Nu mai depinde de mine acum. M-am suspendat din asociația pe care am fondat-o. Eu mi-aș dori să continue pentru că educația pentru patrimoniu e foarte importantă pentru felul în care va arăta orașul viitorului, pentru gustul și arhitectura orașului. Educația pentru oraș e foarte necesară și ea lipsește din școală, așa că e poate bine să o facem chiar în mijlocul orașului, atâta cât mai putem vorbi despre acest oraș vechi,
Și dacă o să avem noroc și puțin timp și oamenii competenți care să se implice, pentru că sunt mulți oameni competenți care aleg să nu se implice, o să reușim să avem și un oraș restaurat și conservat, care să rămână mult timp de acum încolo în picioare. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi și ție îți mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, numai bine, ne revedem!